Programul Magia Maternității din Burtică la Pieptul Mamei susține alinierea protocoalelor din maternitățile din România la standardele internaționale, cele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății și demonstrate de multe studii și meta-analize. Practic, este vorba de oferirea de suport teoretic și practic pentru personalul medical în vederea implementării acestor protocoale pentru îngrijirea nou-născutului imediat după naștere. Punctul central al programului este ora magică a nou-născutului sănătos, adică așezarea lui imediat după naștere în contact direct piele pe piele cu mama lui și lăsarea lui acolo până când fiziologic inițiază primul suc. Este o procedură simplă, total lipsită de riscuri și costuri, dar cu un impact major asupra sănătății fizice și psihoemoționale a mamei și nou-născutului. Iar procedurile medicale de rutină se pot face cu bebe pe pieptul mamei. De asemenea, programul are în vedere și încurajarea mamelor să alăpteze, prin oferirea de informații corecte și ajutor pe perioada internării. În 2012, când am adus programul în România, am fost la rândul nostru trainuiți timp de 10 zile, teoretic și practic, chiar de specialiștii cercetători de la Institutul Healthy Children din Statele Unite. Am participat la conferințe susținute de celebrul neurocercetător Dr. Niels Bergman și la conferințe susținute de alți experți în domeniu. În ceea ce privește alăptarea, suntem certificați internațional la cele mai înalte standarde, IBCLC fiind singura acreditare recunoscută la nivel mondial. De asemenea, suntem una dintre cele 3 instituții din Europa acreditate să formeze specialiștii în domeniu. Concret, programul oferit constă în 2-3 zile de training, teoretic și practic, pentru personalul medical privind aceste practici, ora magică și alăptarea, și este susținut de noi, specialiștii de la ProMama. De ce e ora magică avantajoasă atât pentru mamă, cât și pentru personalul medical? Ora magică permite mamei și bebelușului să se familiarizeze unul cu celălalt. Bebelușul se atașează corect la sân, mama învață rapid comportamentul și nevoile, iar următoarele interacțiuni se pot desfășura natural, fără asistență de specialitate. De aceea, statistic vorbind, ora pe care o petrece persoana de la neonatologie cu mama și bebelușul la naștere înseamnă o reducere a timpului total alocat acelei mame în următoarele zile de spitalizare. Pentru România vorbim de o reală nevoie a acestui program. De ce? Pentru că în prezent statisticile sunt sumbre. Suntem pe primul loc în Europa în ceea ce privește rata mortalității neonatale, dublu față de media rate europene. Rata alăptării exclusive până la 6 luni este sub 20% în România, în condițiile în care 98% dintre mame pot alăpta cu succes, iar alăptarea salvează vieți. Știind că startul este extrem de important și poate avea repercursiuni pentru întreaga viață, cum să nu încercăm să-i oferim cel mai bun start fiecărui pui care se naște? Putem spune că viitoarele mame sunt din ce în ce mai educate. Ele cer și așteaptă ora magică a nou-născutului, susținere și ajutor în alăptare și rooming in. Pe de altă parte, cadrele medicale care află despre beneficiile acestor practici își doresc să se informeze despre cum ar putea să le ofere pacienților. Dar important este să ajungă informația la urechea lor, să își dorească să afle detalii, inclusiv practice. Noi vom merge în maternități să implementăm programul. Acest lucru însemnând că stăm efectiv acolo. Oferim informații științifice bazate pe studii ale instituțiilor internaționale de prestigiu, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății, Institutul Karolinska din Suedia, Biblioteca Cochrane, Acta Pediatrica sau Institutul Healthy Children din Statele Unite. Apoi intrăm în sala de nașteri sau de cezariană și demonstrăm practic despre ce este vorba. Cadrele medicale se conving de beneficii. Le văd, le trăiesc, îi uimesc, înțeleg magia maternității și le vor practica, dar din convingere. Dar, pentru ca programul Magia Maternității să aibă un real impact, e nevoie să-l implementăm în cât mai multe maternități. Deci dacă sunt maternități deschise la această idee și doriți să implementați magia maternității, puteți să ne scrieți pe contact@aronpromama.ro sau puteți vedea informații suplimentare pe magiamaternitatii.ro. Pentru că împreună salvăm vieți de bebe și donăm sănătate viitorului.